Piața imobiliară din România este în blocaj. Anul trecut, dezvoltatorii au construit cu 20% mai puțin decât în 2022, iar cererea a scăzut cu 10%. De ieftiniri, însă, deocamdată nu putem vorbi. Unii dezvoltatori preferă să pună proiectele rezidențiale în așteptare decât să taie prețurile. Anul trecut s-au eliberat aproape 35.000 de autorizații de construire, cu 20% mai puține față de 2022, arată datele Institutului Național de Statistică. Scăderi s-au înregistrat în toate regiunile, cele mai multe în zona București-Ilfov, considerată locomotiva dezvoltării imobiliare. Urmează regiunile Sud-Muntenia, cu 1600 mai puține, și Nord-Vest, care a înregistrat un minus de 1500 de autorizații. Modificările fiscale, inflația, faptul că prețurile materiale sunt încă ridicate, fac ca posibilitatea de a obține noi autorizații de construire să fie, din păcate, mai deficitară, să fie mai greoaie pentru dezvoltatorii imobiliari. În capitală avem o situație cu totul și cu totul specială. Așa cum știm, în ultimii 2, chiar 3 ani, nu au mai fost emise puzuri. În ciuda acestui declin, nu vom vedea o scădere a prețurilor apartamentelor și a caselor nou construite, spun specialiștii. N-ai marfă pe raft? Cererea rămâne cumva constantă? Dacă ți-a scăzut și inflația, clar că și dobânzile pentru creditele ipotecare acordate o să scadă, și atunci apetitul pentru cumpărare o să fie destul de important. Cu o ofertă mai mică la apartamentele noi, agenții imobiliari nu exclud ca prețurile celor vechi să crească. Acele produse dinainte de 7 construite nu cred să capete modificări în sus, mai degrabă în jos. În schimb, se îngustează nișa produselor second hand de la, nu știu, să zicem, anii 80 construite. Dobânzile s-ar putea reduce de la jumătatea anului. Dacă Banca Națională a României va reduce dobânda cheie, vom vedea încet, încet și dobânzi mai mici la credite. În 2023, piața imobiliară din România a înregistrat aproape 160.000 de tranzacții, în scădere cu 10% comparativ cu 2022. În capitală, declinul a fost de aproape 15%. Afli oriunde ai fi în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.